Salutare, sunt Vlad de pe Totop.ro. Vreau să prezint mânerile de unică folosință de la cei de la Spectra, de la cei de la Spectra Action sau Dark Lab, depinde de fiecare în parte cum îi cunoașteți. Mânerile de unică folosință sunt foarte, foarte bune. Ele sunt doar pentru mașina Xion, deci precizăm, doar pentru mașina Xion de la cei de la Spectra. Cei de la Spectra au mai multe mașini, dar ele sunt folosite doar pentru mașina Spectra. Ele sunt în trei, să zicem așa, trei categorii, trei modele, de 38 de mm, de 32 de mm și cele slim. Undeva la 25-22 de mm. O să vedeți că ele au o formă încuvoiată, merg de la mare la mic și de aia spun că 25-22 de mm. Ele sunt foarte bune, le puteți folosi în locul mânerului de aluminiu, care îl puneți pe mașina Action, Spectra Action. Este mult, mult mai ok, deoarece este bun pentru mai multe variante. Este odată bun, este mult mai confortabil pentru mână, că unii nu sunteți obișnuiți cu mânerul care vine standard pe mașina Action și vreți un mâner mai ergonomic, vreți un mâner mai gros, vreți un mâner sau mai subțire, și aceasta vă dă posibilitatea aceasta. Pe lângă această variantă, cea mai importantă este că ele sunt de unică folosință, adică am început tatuajul, le-am terminat și le aruncăm la gunoi. Nu mai trebuie să-l sterilizăm, nu mai trebuie să-l, să zicem, să-l curățăm, pur și simplu l-am folosit la un client și îl aruncăm. Sunt de unică folosință, ceea ce asta este un lucru foarte bun, deoarece ne împiedică să avem chestia asta care este un impediment în industria tatuajului, contaminarea încrucișată, adică să nu se întâmple multe, multe alte chestii, cu toți știți, și de asta tot timpul este bine să avem un produs care îl folosim o singură dată, un produs de unică folosință. În cazul de față o să aveți acele de unică folosință, mânerele de unică folosință, absolut tot, zicem așa, ansamblul, unde ține mâna, unde se pune mâna și unde se pune acul care se pune pe tuș și pe sânge. De aceea este cât mai ok să prevenim chestia asta de contaminare încrucișată, și cu mânerele de unică folosință putem face asta. Și iar a doua variantă, ele sunt mult, mult mai ergonomice, mult mai robuste, adică stau mult mai bine în mână, le prindeți mult mai bine, stați cu mâna mult mai relaxată când stați 5, 6, 7 ore la un tatuaj. Una este să aveți un mâner standard, una este să aveți un mâner mai mare, mai mic, depinde de fiecare parte cum sunteți obișnuiți, dar să vă stea mâna acolo pe el, mâna să vă stea relaxată, să nu vă doară mâna și să puteți să tatuați mult, mult mai eficient, să spunem așa. Acestea sunt cele trei modele, de 38 de mm, de 35 de mm și de 22-25 de mm, că este forma aceasta încovoiată. Da, și după cum o să vedeți, cel de 38 are o formă chiar, chiar foarte bună și are un cauciuc care va atenuează vibrațiile mașinii, deci este un cauciuc chiar moale, siliconatic, va atenuează vibrațiile mașinii, să nu simțiți nicio vibrație în mașină, ceea ce este mult, mult mai eficient decât mânerul standard care l-are mașina, care este de aluminiu și care simțiți absolut toate vibrațiile în degete. Acestea atenuează foarte bine și pe lângă asta puteți să-l prindeți mult, mult mai ok, în așa fel încât să nu vă alunece, nu mai trebuie să-l dați cu ProRap, în așa fel încât să fie mai mare sau să fie mai moale, depinde de fiecare parte din ce motiv îl dați, dați mașina cu ProRap, dar nu mai trebuie dată, deoarece este și mai mare mânerul, dacă vreți mai mare sau mai mic, și mai mare este și moale, deoarece are siliconul ăsta cauciucat, să zicem așa, care este chiar moale și este în timp, după 5-6 ore, o să nimeni o să simțiți mașina mână, că atenuează toate vibrațiile acele micuțe, minuscule, care face motorul mașinii. Și avem și așa și mai micuț, da? Deci doar pentru mașina Xion. Chiar este o chestie chiar bună cei de la Xion ce fac pentru mașinile lor, cei de la Spectra în principal, chiar ajută foarte mult, mai ales că sunt de unică folosință, am terminat tatuajul, le aruncăm, nu mai avem treabă cu sterilizare, cu absolut orice, sunt și de cauciuc siliconatic, după cum am spus, ne atenuează vibrațiile, ceea ce face un tatuaj foarte, să zicem așa, foarte smooth, foarte fin. Acestea ar fi cele trei tipuri de mânere de la cei de la Spectra sau cei de la Dark Lab, depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți și cum ați mai auzit de ei. Mânerele de unică folosință pentru mașina Xion, deci doar pentru mașina Xion. Repet, cei de la Spectra au mai multe mașini, dar sunt doar pentru mașina Xion. De 38 de mm, de 32 de mm și cele SIM de 25-22 de mm. Eu sunt Vlad de pe Totop.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!